este roz în domeniul înghețatei este dorința de a duce cât mai mult în timp această afacere. Cred că am făcut o alegere bună în acest moment să mă întorc în România. Cred în potențial, există foarte multe lucruri de, deci structura economiei și ce se întâmplă din nou, deci este noua America. La New York a trebuit să supraviețuiască în jungla financiară. În Hong Kong a excelat în investiții. La Londra și la Paris s-a ocupat de domeniul bancar și de afaceri, iar în București de lumea florilor. Adrian Ciucur vorbește afacereza, în orice parte a lumii s-ar afla. Și totul a început pe Wall Street, epicentrul finanțelor mondiale. Am plecat exact de capul meu. Am câștigat loteria vizelor. Încă nu terminasem facultatea, eram în anul 3 și am avut 3 luni la dispoziție să plec. Am avut norocul că lucrasem cu o vară înainte în Franța, la cules de struguri, și am avut $1,000. Erau toți banii mei. Biletul de avion a fost 800. Și am ajuns în Washington cu $200 fără să cunosc pe nimeni. Două valize, eram îmbrăcat ca un papagal, frumos, cu hainele drăguțe de la Sibiu, sunt de la Sibiu. Care era percepția că sunt, ce era frumos la Sibiu, alea l-am avut în valiză și am ajuns în America. Nu aveam cum nu știam pe nimeni, aveam o singură adresă, era adresa unei firme de consultanță pentru care lucrasem, făceam un internship în România. Și m-am dus acolo. Norocul a fost că am aterizat într-o joi seară, care am avut dispoziție vineri să mă repliez. Am dormit în aeroport, că nu știam pe nimeni, și apoi m-am prezentat la biroul care e singura adresă o știa în DC. A fost, bineînțeles, o mare surpriză că lumea nu mă aștepta. Ca și glumă, lumea din... Și bineînțeles că știam un singur nume, o singură adresă, un singur nume, numele fiind al managerului acelei firme de consultanță. Toată lumea era convinsă că sunt fiul... ascuns, reapărut de undeva. Asta ca și glumă, să zicem. Diferențele dintre cultura europeană și cea americană i-au dat o altă perspectivă asupra vieții. S-a adaptat repede, iar dorința de cunoaștere și energia tinereții i-au oferit motivația necesară de a-și testa limitele și de a ridica ștacheta tot mai sus. Trăia propriul său vis american. Primul job a fost... să vând enciclopedii pe stradă. Am făcut asta vreo lună jumate, am vândut doar 4. Apoi am început să lucrez într-un restaurant, asta fiind încă vară, și la o instituție care se ocupa de relațiile comerciale între România și America. Nu aveam prea multe de spus, dar mă ținea ocupat. Deci ăsta a fost începutul, până să-mi găsesc un venit, un loc, și apoi am stat, deci asta se întâmpla în Washington, după care am plecat în New York după 6 luni, unde am fost la un internship la o firmă care avea și operațiuni în România. Aveam 22 de ani când am ajuns la New York, deci deja orașul, ritmul orașului care era năucitor, dar mi se părea absolut normal. Mi-a plăcut însă stilul oamenilor, deci mi-a plăcut deschiderea, mi-a plăcut acea atitudine de a prelua riscuri, mi-a plăcut foarte mult atitudinea față de muncă. Deci munca era ceva... important, erau bineînțeles mai multe niveluri, însă munca era respectată, oricine muncea era respectat,
și era o meritocrație care se simțea de la, era palpabilă, care dădea un impetus să reușesc. Concurența în lumea lupilor de pe Wall Street era acerbă, iar ambiția și munca peste program nu erau suficiente. Acolo a învățat tainele finanțelor, mecanismele care fac lumea să meargă, dar tot acolo a înțeles că voia mai mult. Este o presiune impresionantă, mai ales când încercăm să ne adaptăm, să înțelegem, să știm. Deci eu n-am avut niciun pic de experiență, adică ce am învățat eu la școală, bineînțeles că nu se aplica și era altceva. Dar din nou, era acea adrenalină și modul în care, mă rog, poți să înveți lucruri și poți să faci deal-uri, să te simți din să simți pulsul piețelor financiare. Din nou, mi se părea normal, chiar și la vârsta aceea, deci că eram într-un context, trebuia să găsesc soluții, să învăț, să mă adaptez și să performez. Când a venit, ca să vă spun cum, și altă perspectivă, cum e să lucrez pe Wall Street, a venit tatăl meu în vizită. Tatăl meu este mecanic de locomotivă. Și a venit pe Wall Street, 60 Wall Street, și să mă caute. Credea că fiul lui este cunoscut, că eram din Sibiu și în cartier vă știa mai multă lume. Nu vorbea engleză, dar până la urmă nu știu cum cineva l-a dus pe trading floor, la un investment. Și comentariul a fost, ce cald e aici, și aveți și cuier. El fiind la locul lui de muncă nu era nici cuier și era și frig. Deci cum e să lucrezi pe Wall Street, este cald, avem cuier și e și presiune și tensiune. Emigrarea i-a conturat destinul și Roxanei Mihai. A trăit peste 20 de ani în Italia, țară pe care au ales-o câteva milioane de români. Nu a plecat în căutarea unui job, ci pentru a-și urma soțul, cetățean italian. Dar ca pentru atâția alții, integrarea a presupus o adaptare la cerințele unei piețe a muncii diferite. Primii 2 ani au fost destul de grei, de adaptare, dar am trăit într-o zonă foarte frumoasă a Italiei, aproape de mare, mergeam în fiecare zi la mare, mâncam foarte bine și am încercat să trec relativ mai ușor peste perioada asta. Am făcut foarte multe activități, foarte variate. Am lucrat într-o fabrică care producea electromedicale, am lucrat în domeniul bancar, am făcut intermediere de credite și în ultimii ani am lucrat mult și în domeniul turistic, în domeniul hotelier, în restaurante, baruri. Chiar și după ani de zile, atunci când deja se simțea în Italia ca acasă, depărtarea de cei rămași în țară îi lăsa un gol în suflet. Dorul de meleagurile copilăriei și de cei dragi o făceau să se gândească mereu la întoarcerea în România. M-au ajutat mult convorbirile acasă, susținerea de acasă, soțul, bineînțeles, care m-a ajutat și el foarte mult. Am lăsat acasă o familie frumoasă, mama, tata și o soră care... Între timp și-a mărit familia, s-a căsătorit și am avut și 2 nepoței. Au existat momente de cumpănă. Singurul gând pe care îl aveam era familia. Deseori mi-aș fi dorit să fiu împreună cu ei. Noi, în familie, am fost foarte uniți și foarte și... Dorința mea a fost ca întotdeauna să fim aici împreună. Sigur că au fost momente când am făcut foarte multe zboruri pe an ca să pot fi cu ei acolo și să stau împreună cu ei. Adrian Ciucur visa ca mulți alți români la revenirea în țară. Din America s-a întors în Europa, dar mai întâi la Londra. Pentru mai bine de un an, în 2006, a venit acasă,
dar lumea finanțelor și a afacerilor era încă departe de nivelul pe care îl căuta. Așa că a plecat din nou să-și caute rostul în lume, inițial la Hong Kong și apoi la Paris, unde a avut business-uri de nișă în domeniul serviciilor aviatice și al curățătoriilor online. Între timp, familia i s-a mărit și se gândea din nou la România. Familia a crescut. Avem 4 copii. Când cel mai mic a avut 3 ani, deci am reușit să ne mai pun întrebări, nu neapărat existențiale, am zis, ok, ce facem? Parisul nu este locul cel mai potrivit să fii antreprenor. Dacă mama soacră ar fi fost din Silicon Valley, cu ideea care am avut-o eu, era mult mai bine și era bine mersi. Dar în Paris, cu mama soacră pariziancă, băncile și fondurile de investiții nu sprijineau acest tip de business. Și am spus, ok, ne mutăm. Opțiunea era ori înapoi în America, ori în România. Confirmarea faptului că și în România există business-uri de nivel occidental a primit-o la una din conferințele susținute de Repatriot, o organizație care încurajează repatrierea românilor prin antreprenoriat și acționează ca o platformă de comunicare între oamenii de afaceri din țară și din diaspora. Am întâlnit lumea din Repatriot și a fost șocant să văd cât de mult s-a schimbat, de șocant în sens pozitiv, cât de mult s-a schimbat România în acești 10 ani. Deci dacă acum 10 ani lucrurile erau, se făceau un anumit stil, mai greoi, mai stilul, mă rog, vechi, cu lume veche, cu cutumele respective, am văzut la Repatriot o masă critică de antreprenori români cu business-uri locale, care funcționau și o calitate care era impresionantă. Deci asta în condițiile în care eu acum eram antreprenor la Paris, aveam, mă mișcam, să spunem, într-un mediu echivalent și să văd nivelul din România a fost extraordinar. Deci, și atunci am zis, într-adevăr, deci lucrurile s-au schimbat. Și România este nu doar o opțiune, este și o oportunitate. Roxana Mihai se gândea și ea la întoarcere. În vacanțele petrecute în țară, a descoperit că îi lipsea gustul înghețatei din Italia. Așa s-a născut ideea de a-și deschide în România o afacere de familie, o gelaterie artizanală. În peninsulă lucrase într-un restaurant, așa încât știa deja să prepare delicioasele deserturi italienești. Am cochetat de prin 2011 cu ideea de a ne întoarce. Evident, criza lovise și acolo, ne-a lovit și pe noi. Dorul de casă lovea și el din ce în ce mai des și atunci am hotărât la sfârșitul anului 2013 să ne facem bagajele și să ne întoarcem acasă. Gelateria am deschis-o, repet, cu dorința de a face un produs natural, bun și unde să poată mânca copiii, în general, lumea, o înghețată naturală. A început în 2014 cu destul de multe sacrificii, cu multă alergătură, cu multă incertitudine, dar cu foarte multă dorință de a reuși. Atunci când s-a întors acasă, am fost nemaipomenit de bucuroasă. Ceva așa, dus la extrem, pentru că nu mă așteptam. Este o afacere de familie. Am pornit și chiar nu numai așa cu numele, chiar și în documente este o afacere de familie. Suntem toți unul lângă altul și încercăm să ne ajutăm cât putem de mult și, mă rog, cât ne... Și soțul ei este alături de ea și eu și copiii sunt alături copiilor, sunt alături de ei.
și facem tot ce putem să ne ajutăm și să iasă bine ceea ce facem. I-a fost greu să pornească o afacere pe o piață dominată de producători internaționali, mai ales că avea de luptat cu ideea că înghețata se consumă doar iarna. A reușit însă și de 4 ani, împreună cu familia sa, a creat o comunitate a iubitorilor de înghețată. Cu siguranță este mult de alergat, e mult de umblat, birocrația la noi funcționează încă foarte bine, dar am insistat. Am insistat, am luat pas cu pas până când am reușit. Practic am investit tot ceea ce agonisisem în Italia. Nu a fost o sumă mare inițial, dar pe lângă banii investiți am investit foarte mult capital uman. Ne ajutăm reciproc în familie. Este o afacere de familie, muncim toți cot la cot. Eu, soțul meu, mama mă ajută foarte mult. Fără ajutorul ei n-aș fi putut să duc gelateria pe picioare. Copiii ne ajută și ei la rândul lor atunci când e nevoie. Eu sunt, cu marketingul, cum spunea un client de-al nostru, nu mai ascult vorbele dumneavoastră că mă faceți să iau toată înghețata. Sunt prezentă, foarte prezentă aici. Mai mult eu am fost prezentă aici, pentru că ei stau foarte mult la laborator și creează ceea ce eu vând până la urmă. E un artizan, e un adevărat artizan și cred că dacă nu cred că ar fi ieșit asemenea produs din mâna altcuiva. Nu știu, se străduiește să facă tot felul de combinații, tot felul de procentul de zahăr. Nu ne prea place zahărul în cantitate foarte mare și procentul de zahăr, asta mi se pare o artă, să-l aducă la minimum când o înghețată nu stă, nu e cremuită dacă nu are zahăr foarte mult. Și totuși ea a făcut foarte multe încercări și a adus un procent minim, foarte mic, în înghețata noastră. Adrian Ciucur aplică în țară tot ceea ce a învățat în America, Asia și Europa, la cel mai înalt nivel. Consideră că modelul de dezvoltare al unei afaceri este același, în orice domeniu. Florile aici sunt un pretext. Și jobul meu este despre altceva decât despre flori. Deci aici vorbim despre un business, un broker de flori. Din păcate, peste 90% din florile distribuite în România sunt de import. Ceea ce înseamnă că modelul de business este diferit. Adică forțează modelul de business să se adapteze. Pentru mine e foarte similar cu investment banking. Deci eu mă uit la acest business ca și la un business de brokeraj financiar în care trebuie să importi, să aduci cât mai eficient și să vinzi rapid național. Deci este vorba despre volum și despre marjă și despre eficiența proceselor, care sunt foarte similare cu ce am făcut eu pe partea financiară. Din perspectiva mea, acest lucru a contat foarte mult, pentru că gândirea față de un manager român care n-a luat contact cu lumea occidentală este foarte mare. Așa cum vă spuneam, gândește în afara cutiei, mandatează, deleagă, responsabilizează, crește în permanență colegii noi, escaladează probleme de o manieră optimă pentru business și mai departe dă din acest comportament și colegilor cu care interfațează. Facem un aranjament care este potrivit pentru orice fel de eveniment. Cel mai indicat ar fi să nu stea într-un loc unde este foarte cald și ar trebui udat în fiecare zi.
câte o cerșcuță de apă este suficient. Florile sunt puse într-un burete special care absorbe apa, dar acesta trebuie hidratat în fiecare zi deoarece ele își trag apa și acesta se usucă. În mare parte nu există o regulă care să spună trandafirul nu se asortează cu hortensia sau cu frezia. Cred că depinde destul de mult și de gusturile fiecăruia și de culori, de texturi. Finanțist în lumea florilor, Adrian Ciucur vine cu o abordare nouă pe această piață de 200 de milioane de euro doar în România. Încearcă să încurajeze producția autohtonă, deși recunoaște că importurile sunt mult mai profitabile și că majoritatea florilor de la noi vin chiar și din America de Sud. Importăm prin Olanda, însă oarecum internațional. Trandafirii vin din America Latină, Ecuador în principal. Plantele vin din Olanda, orhideele, care se vând în supermarketuri și în florării. Și restul plantelor vin și pot fi și din Italia și din Portugalia, depinde. Există o cerere din ce în ce mai mare și constantă față de flori locale. Ce am reușit să facem de anul trecut până anul acesta este să încercăm să aducem în oferta noastră și flori locale. Deci anul acesta avem lalele de lehliu, o să aducem și frezii și iriși, urmează bujori. Ce am reușit să fac este să transformăm un business de nișă în București de florării într-un business național cu distribuție națională în mai multe canale. Deci din florării de nișă B2C în business național B2B. Adrian Ciucur își vede viitorul aici. Concurența din domeniu, mai ales din state cu o istorie bogată în comerțul cu flori, îi obligă pe oamenii de afaceri să-și regândească business-urile și să găsească soluții inovatoare, mai ales că vorbim de o marfă perisabilă și de o putere de cumpărare mai mică decât în alte țări. Noi avem rețea de flori premium, avem online, avem import și distribuție, avem divizie de import și distribuție în lanțurile de hipermarket la nivel național, și avem și divizie de proiecte speciale și landscaping. Când vorbesc cu partenerii financiari și exportatorii externi, deci nimeni n-a mai văzut așa ceva. Pentru că în vest vorbim de un business structurat în care lumea se specializează, ori nu face nimeni și florării și distribuție pe key accounts și special projects și mai face și florării și online. Deci toate sunt segregate. În România oportunitatea este însă pe toate aceste segmente și e și fezabil să le facem pe toate. Bine, nu e simplu, dar există piață și loc de manevră.